Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire marca Ce se întâmplă, doctore? Dacă ați rămas însărcinată prin fertilizare in vitro, urmează perioada de monitorizare a sarcinii. După confirmarea acesteia, medicul va recomanda o serie de teste și analize. Cum decurge monitorizarea unei sarcini obținute prin fertilizare in vitro, aflăm dintr-un interviu realizat în cadrul centrului FIV Sanador cu dr. Alice Barbu, medic specialist obstetrică ginecologie în cadrul Sanador. Doamna doctor, spuneți-ne în primul rând, cum se confirmă o sarcină obținută prin fertilizare in vitro? La fel ca o sarcină obținută spontan, prin dozarea de beta-HCG, se recomandă a nu fi făcută mai devreme de ziua 8, conform embriotransferului. La fel ca la o sarcină normală, dublarea valorii acestuia reprezintă dovada evoluției sarcinii. Și a doua metodă, ecografică, prin care se evidențiază sacul gestațional, poziția lui, localizarea, implantarea și embrionul cu activitate cardiacă ritmică. Care ar fi diferențele în monitorizarea sarcinii prin fertilizare față de o sarcină obținută pe cale naturală? Încă de la debut, sarcina obținută prin FIV se diferențiază prin faptul că există necesitatea menținerii unui tratament de susținere hormonală care va fi, conform recomandării medicului, oprit mai devreme sau mai târziu sau menținut până la aproape 12 săptămâni. Va trebui, pentru că prima etapă a procesului de fertilizare a fost stimulare ovariană, va trebui identificat riscul pacientei în cazul în care a suferit un sindrom de hiperstimulare ovariană. Riscul se poate păstra până la câteva săptămâni, chiar și în momentul în care sarcina a fost confirmată. Alte particularități în monitorizarea incipientă a sarcinii nu sunt. Sarcina obținută FIV nu diferă de o sarcină obținută normală, astfel că deja de la 7-8 săptămâni gravida poate fi îndrumată către un obstetrician pentru urmărire și monitorizare. Ce investigații recomandați dumneavoastră pentru monitorizarea unei sarcini obținute prin fertilizare in vitro? În principiu sunt aceleași investigații care se recomandă și în cazul unei sarcini obținute spontan, testele uzuale de sânge, examenul ginecologic inițial cu prelevare de examene de secreție vaginală, testele genetice, morfologiile recomandate în fiecare trimestru, peste care se adaugă evaluarea riscurilor unei paciente care a fost pacientă cu infertilitate. Majoritatea sunt paciente cu vârste mai avansate și atunci asociază anumite comorbidități, asociază riscuri de a dezvolta în sarcină hipertensiune arterială indusă de sarcină sau diabet gestațional, asociază riscul nașterii premature și a feților cu greutate mai scăzută la naștere. Deci trebuie evaluate și problemele fiecarei paciente. Ce complicații există legate de sarcină obținută prin FIV? Și aici mă refer atât la mamă, riscuri pe care le-ați menționat, dar și la făt. Prima complicație a sarcinilor obținute prin FIV este avortul spontan. Riscul este destul de mare. La fel de sarcină extrauterină, deci lipsa implantării corecte a embrionului sau migrarea acestuia din cavitatea uterină. Există riscul gemelarității, chiar dacă transferăm un singur produs prin diviziune, putem obține o sarcină gemelară la care ulterior se adaugă complicațiile unei sarcini gemelare, la fel cu riscul prematurității și greutății scăzute la naștere. Există de asemenea riscul ca o pacientă care a suferit de infertilitate și a avut o disociere între stările emoționale, poate să dezvolte ulterior în postpartum o stare de depresie.
În rest, nu diferă de o sarcină normală. Riscurile sunt aceleași. Există un risc de a naște prematur înainte de termen mai mare decât la sarcinile obișnuite? Dacă se asociază și alți factori de risc. Dacă se asociază o vârstă maternă înaintată, dacă se asociază gemenaritatea sau sarcina multiplă, dacă se asociază diversi factori infecțioși sau alte riscuri care pot să implice declanșarea unui travaliu prematur. Altfel, e o sarcină absolut normală. Doamna doctor, spuneți-ne cum naște o pacientă care a obținut sarcina prin fertilizare in vitro? O pacientă poate naște și spontan. Fertilizare in vitro nu este o indicație de cezariană, dar având în vedere complicațiile care pot să apară asociate cu vârsta maternă, cu gemelaritatea, cu toate complicațiile asociate sarcinii obținute prin FIV, atunci da, cezariana de elecție este indicată. Când ar trebui să meargă la medicul curant o femeie care este însărcinată cu o sarcină obținută prin fertilizare in vitro? Ce semne ar trebui să o aducă de urgență pentru a nu pierde sarcina? Ca și în cazul unei sarcini normale, semnele de alarmă și care pot reprezenta o urgență medicală sunt sângerările pe care vaginală, sunt durerile în abdomenul inferior, dacă e o sarcină incipientă, sau contracțiile uterine dureroase, indiferent dacă sunt ritmice sau nesistematizate, și orice fel de secreții modificate, mai târziu în sarcină, lipsa percepției mișcărilor active fetale, pierderea de lichid amniotic sau riscuri asociate cu infecțiile, febră, vărsături. Spuneți-ne, în cazul acestor sarcini obținute prin fertilizare in vitro, există un risc mai mare ca bebelușul să vină mai repede pe lume decât în sarcinile obișnuite? Da, există riscul acesta și este cazul în care medicul indică nașterea prin operație cezariană. Există riscuri fetale și riscuri materne și riscuri mixte. Complicațiile fetale pot fi alterarea stării de bine fetală, care se poate obiectiva prin examenul cardiotocografic. Riscurile materne sau complicațiile materne pot ține de hipertensiune indusă de sarcină cu preeclampsie sau eclampsie. Și riscurile mixte, semnul de alarmă ar fi sângerarea pe cale vaginală, care poate să ne ducă cu gândul la o decolare de placentă.